Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela. Etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, în Scorpion. Etalare pentru iulie. Dacă vreți să fie și un pic din august, dacă vreți să fie mult, să ai 30 de zile. Dar știți bine că etalările pot să dureze mult mai mult sau să se manifeste la un timp după ce le facem sau deja sau încep să se manifeste. Din seria acestor cărți ați primit ca și mesaj vindecătorul și cărțile. Poate trebuie să citiți niște cărți de vindecare într-o formă sau alta. Sau, da, asta clar. Aveți ceva de studiat. Aveți ceva de studiat pentru că la capătul setului de cărți aveți și oratorul și aveți și scriere. Deci aveți un mercur de manifestat. Trebuie să studiați, să citiți, să scrieți și să vorbiți despre, eventual, cum v-ați vindecat sau despre nevoia de vindecare sau să învățați, pentru că și vorbiți. Vorbiți în public, să învățați și pe alții cum să se vindece. Poate să fie această scriere, poate să fie și o corespondență sau să scrieți o carte apropo de cărți, da? Sau într-o formă sau alta, poate nu scrieți carte, poate aveți un blog sau pur și simplu, repet, o corespondență cu cineva pentru unii dintre voi. Oricum, nevoia de vindecare și de informare a voastră și a altora sunt foarte importante în această perioadă. Am amestecat cărțile. Aveți deja doi de bâtă. Trebuie să alegeți. Ia uite, trebuie să alegeți apropo de vindecare. Apare 4 de spade, 8 de cupe. Învățați și pe alții cum să se elibereze mental și emoțional de niște lucruri. Pentru că, teoretic, voi ar trebui, în general, eu zic că scorpionii învață destul de greu acest capitol pentru că au tendința să stea în, asta e scorpionul, până renaște, trebuie să ardă tot, trebuie să, unii stați prea mult sau stăm, că am și eu aici lună, stăm prea mult în energiile negative care ne perturbă, dar și când ne ridicăm, aici este, potențialul este maxim, pentru că scorpionul poate să fie un adevărat vindecător. Tocmai e o chestiune care ține de Chiron, iarăși, poate aveți un Chiron pe casa 10-a, sau într-o altă casă, a șasea, trebuie să, da, clar. Și cine poate să vindece cel mai bine decât cel care s-a vindecat? Da? Hai să vedem, Scorpion, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, în Scorpion, central. Faetonul, am zis, vreți să mergeți mai departe, să vă căutați destinul, ați ales, alegeți ceva. 8 de, provocare este 8 de monede, cum munciți, cum să, eventual, să lăsați un job pentru destinul vostru. De-aia aveți carte, unii dintre voi. Carte, scriere și comunicare orală. Ia, interesant că și la Fecioară a apărut în aceeași poziție judecata. Judecata în trecutul îndepărtat la baza acestei etalări. În ultima vreme, 6 de cupe. Vine un suflet pereche care vă înțelege, poate chiar are nevoie de ajutor și voi oferiți sau invers. Voi primiți ajutor de la un suflet pereche, poate să fie și asta. În viitor apare 3 de spade. Cred că subiectul acesta al rănilor, al dezamăgirilor, rămâne deschis o perioadă până reușiți să vindecați ceva și voi și ei. În prezent aveți puterea, vă luptați. Aici este. Dar 8 știți că e și casa voastră a scorpionului. Apropo de vindecare, trebuie să vindecați un ego rănit. Un ego rănit, mândria rănită. Scorpionii ca și le iau o mândrie teribilă. Turnul este sfatul. Sfatul este să lăsați lucrurile să se întâmple pur și simplu. Și în general, în viața scorpionilor, cam asta se întâmplă. Vărsătorii și scorpionii sunt cei mai bubuiți de evenimente neașteptate, da? Sfatul este, în primul rând, obișnuiți-vă cu evenimentele neașteptate. Dar ce frumos este, ce turn înseamnă și trezire. Trezire la ceva. Vai, ce frumos exterior, steaua, cineva
Din exterior încearcă să vă vindece. Am zis, poate sau are nevoie de vindecare și voi ajutați. Și interesant, formați acest cuplu puternic, da? Fiecare are experiența lui. Unul are experiență fizică mai bogată, celălalt are experiență și creștere spirituală și împreună sunteți puternici. Dar fiecare are ceva de vindecat. Da? Interesant, ar fi frumos de studiat. Chiron nu ne apare în harta voastră natală separat, dar și în compozit. Justiția. De ce vă este teamă de justiție? Eventual de separare, de ceva, această separare care vine în viața unora turnul. Acceptați-o. Și, vă doriți 5 de spade. Aș vrea totuși să manifestați creștere, pentru că 5 de spade nu este o energie prea frumoasă ca să vă doriți. O să o clarific. Poate să fie ambiția cuiva de a avea victorie și nu e bine să manifestăm această ambiție absurdă, de aia ce lăsați lucrurile așa cum sunt, să se... Unii dintre voi aveți, lăsați în trecut o relație, o relație care a murit, relația a murit, da? Pentru că înainte de judecată este moartea. A murit această relație. E o relație din trecut, 6 de cupe pentru unii. Și posibil încă vă mai luptați, e o variantă, în justiție. Sau urmează, sau vă e teamă să nu ajungeți acolo, pentru că aveți în preajmă un personaj foarte egoist. Poate încă îi mai doriți, într-un fel sau altul. Simțiți compasiune față de ei, pentru că voi și femeia divină, da? Ca și energie, neapărat că și bărbatul poate să aibă energia feminină prelucrată, elaborată, educată. Pentru unii, da? Sunt două situații, pe de-o parte, una cu că din trecut, de care vă e teamă să nu ajungeți ori în justiție sau să pierdeți în justiție și vreți cu orice chip să câștigați în justiție pentru că v-au dezamăgit. Dar încă sunteți marcați de această dezamăgire. Dar văd că vine totuși din exterior cineva care își dorește vindecarea sau care vă poate vindeca într-un fel. Bună ziua, dragii mei, a revenit. Am revenit și continuă etalarea. Într-adevăr, acest turn, această separare se va manifesta în viața multora. Ce e foarte interesant că și mie mi s-a terminat bateria, bateria, puterea. Sunteți într-o privință, într-o relație, într-un aspect al vieții voastre. Vă luptați să mai aveți încă putere și să mai rezistați. Dar în acel aspect în care ați tot muncit, și nu ați produs schimbarea, creșterea nouă, adică ați muncit 8, ați muncit, dar, cum am zis mai devreme, nu s-a produs încă transformarea nouă, expansiunea, dacă munciți în continuare și continuați să vă consumați energia și puterea în acel aspect, acela va manifesta o separare, o ruptură, cum s-a terminat bateria. Dar, ce e drăguț, în această perioadă în care am lăsat telefonul să se încarce. Eu mi-am continuat, ia chiar, mi-am descărcat etalarea pentru fecioară. Am mai studiat un pic ce arată cărțile voastre și am înțeles un lucru printre multele altele, că acel 5 de spade poate să reprezinte și dorința cuiva de a câștiga, am zis, de a vă câștiga pe voi și poate voi țineți la acest personaj. Știți că acest personaj trebuie să renunțe la altcineva din preajma lor, da? Există un triunghi. Repet, poate să fie și profesional. Trebuie să renunțe la cineva ca să fiți împreună. Acel personaj probabil că vi-l doriți sau o altă variantă, un personaj care este dispus să lupte pentru voi, pentru că în 5 de spade cineva se luptă într-adevăr pentru o victorie. După 5, ar trebui să se manifeste schimbare, pentru că 5 înseamnă schimbare, da? Un 5 de bâte.
O atitudine creativă, dar o să clarific. Oricum, am zis, pentru mulți din cei cu planete în Scorpion, există o relație mai veche la care trebuie să renunțați. Probabil că această relație, repet, de orice natură ar putea să fie o situație, să zicem, vă poate chema într-un fel sau altul să rezolvați niște chestiuni legale. Că e moștenire, că sunt acte, că sunt ieșiri din, eu știu, din ce? Indiviziune. Apropo de turn, da? Oricum, ce reușiți să faceți, că aici n-am ajuns. 7 de cupe. Cred că încercați cu acest faeton, nu simt că e o stare de visare. Cred că încercați să vedeți opțiunile pe care le aveți în acest moment, pentru că aveți putere, vreți să transformați. 8 înseamnă transformare, știți bine, 8 iar e transformare prin muncă, sunteți dispuși să munciți, dar vreți să știți că mergeți către, ah, ce frumos ce am văzut, către destinul vostru. Și în suflet sunteți hotărâți, aveți acest faeton, da, sunteți hotărâți, se vede, da? Să mergeți într-o direcție care vă aduce către destinul vostru. Și se pare că în exterior există cineva care vă este predestinat, pentru că este faetonul, merge către stea, vedeți, este aici. Stea reapare. Există cineva predestinat pe care îl știți, o știți deja, și într-un fel sau altul vă influențează. Dacă nu este asta, că poate nu fi pentru toată lumea, există un personaj, o figură publică sau poate să, interesant, poate să fie și un vindecător. Vindecător sau cineva care, personajul care vă poate vindeca. Repet, au și ei de vindecat și voi aveți de vindecat în această întâlnire care ar trebui să se producă. În această manifestare sau nu manifestare, colaborare. După 7 de cupe, ce apare? Soarele. Asta este. Dintre toate opțiunile, alege să străluciți, să creșteți spiritual, să... Iaute, soarele și steaua, da? Să vă bucurați de viață. Să... Ce frumos, nu? Judecata și soarele, să vă transformați în acel fenix. Fenix se prinde foc, da? Soarele reprezintă focul, da? Focul vostru interior, creator. Și flacăra asta roșie o simt ca pe o aripă, ca o pe o aripă de fenix. Da. Vreți să fiți fericiți alături de bărbatul care, dacă sunteți femei, bărbatul care vă dă stabilitate și vă face fericite. Aveți stabilitate, aveți un bărbat și logic și înțelept, dar și cu pasiune și cu atracție fizică și creștere spirituală. O, da, vreți de toate și aici este steaua în acest personaj. Pentru unii dintre voi, acest 3 de spade care se arată în viitor poate să fie un personaj care vine rănit. Și nu doar că vine rănit. Am văzut chestiune care ține de vindecare. Și ei sunt răniți și voi sunteți răniți și vă vindecați unul pe celălalt. Pentru că fiecare are acel ingredient de care celălalt are nevoie. Așa văd acum. La capătul setului de cărți aveți împărăteasa. Nevoia de creștere. Da? De creștere, de abundență. Ia uite. Femeia divină, am vorbit. Vreți, femeile, vreți să vă transformați. Și dacă nu e vorba doar de femeie, e vorba de Venus. Vreți să iubiți, să ieșiți în acest 8 de spade, blocaj mental. Un blocaj datorită unui stil de viață al cuiva aventuros. Da. Cavalerul de bâte, 7 de spade, 5 de bâte. Cineva în trecut, posibil acest personaj, pentru că văd aici spade, cineva în trecut încearcă să se transforme. Da. Și vrea să manifestați creștere împreună. Asta pentru unii dintre voi. Da, și cred că s-a transformat acest personaj care va veni spre voi.
Judecata aceasta poate să fie și transformarea lor a unui personaj din viața voastră, bărbat-femeie, pe care știți, îi simțiți și ei vă simt, poate au și viziuni. Și totuși în ultima vreme se gândesc să vă împăcați. Poate chiar ați comunicat, știți, nu știți, poate ați comunicat și nu știți cu cine ați vorbit de fapt și erați de fapt de vorbă cu ei. 6 de cupe. Am zis, cineva vrea să-și facă acum putere. Să vină spre voi și voi ați așteptat și posibil să vină într-un mod neașteptat. Dacă vine într-un mod neașteptat, fiți pregătiți. Da? Dar eu cred că se pot manifesta toate mesajele, ceva din viața voastră să se dărâme, să fiți obligați să vă separați de cineva, dar știți cum e? Locul acela nu rămâne gol. În locul acelor personaje, oricare ar fi ele, colegi, familie, va veni altcineva, steaua. Va veni cineva care, într-un fel sau altul, vă va aduce bucurie. Aș vrea să clarific. Clarifică, te rog frumos. Faetonul. Pentru scorpioni. Ia uite, 6 de spade. Iar călătorie. Că sunteți voi care trebuie să vă detașați de un trecut și să mergeți către soare, da? Către zone zenine. Poate vreți să mergeți în concediu. Da, e posibil și pentru asta și încă trebuie să mai munciți. Dar vă mai adunați un pic energia. Dar nu e vorba doar de concediu. Că știm că e zona, perioada concediilor. Vorba de un personaj care vă este în suflet. Ce simt acum? Simt că acum, la luna aceasta nouă, azi e luna nouă în rac. Posibil pentru unii dintre voi acest personaj să încerce să facă o mișcare de detașare de trecut și evident să vină mai aproape de voi. Dacă nu e un personaj, evident că puteți să fiți voi. În sufletul vostru să vă doriți detașarea de, cum am zis, situația veche și manifestarea destinului vostru. 6 și 7, să manifestați creștere, da? 6, 7, 8, aici este provocarea să și manifestați practic, nu doar să rămână la nivel de gând. Eventual de alegere, pentru că faetonul înseamnă și alegeri, da? Să depășiți această fază și să începeți, eventual, la începutul lunii august, că am zis, această etalare se manifestă măcar 30 de zile, da? Până la începutul lunii august, să începeți să puneți în practică această eliberare de ceva ca să atrageți. E aici, destinul lângă voi, steaua e lângă voi. E în preajma voastră, steaua vă urmărește. Ce interesantă imagine am acum. Deci, un personaj care vă e predestinat e în preajma voastră, așa cum era steaua, în calea magilor. Și în momentul în care vă veți întâlni, va fi ca soarele, va fi misiunea voastră pe pământ. Începe să se manifeste. Da. Personajul acesta despre care vorbesc, care trebuie să vină, care stă să vină, simte multă pasiune, dar nu spune. Deocamdată v-a studiat, anzi în preajmă, da? Valetul de spade, interesant. De obsesia asta, posibil să se manifeste și o să o simțiți și voi, da? E o luptă între instinct și ceea ce trebuie să faceți, de fapt, cu adevărat. Pentru că există atracție între voi, clar. Clarificăm. 6 de cupe în trecut. 6 de cupe pentru scorpion. Va trebui să lipesc videoclipul. Am zis că cineva a trecut prin transformare. Moartea și judecata. Voi ați încheiat relația cu acest personaj care va veni. În ultima vreme vrea să s-a gândit că totuși încearcă, speră.
Împăcarea. Și aici este lupta și a lor și a voastră. Și a voastră și a lor. Da? Lupta. Și manifestarea în practic. Transformarea. Regina de cupe. Și regele de spade. Poate că într-adevăr au mai fost niște persoane sau niște motivații profesionale, egotice, da? Trei de monede de cinci de spade, văd aici. Ia uite. Dar acest personaj simte atracție și are și multă dragoste pentru voi. Vrea să manifeste acest lucru cu voi, regina de cupe. Dar, din cauza problemelor voastre, problemelor lor, lucrurile nu s-au manifestat la un moment dat. Atunci, s-a întâmplat pentru că trebuia să se transforme cel puțin unul dintre voi, dacă nu amândoi. Eu cred că în orice situație, amândoi se transformă. Clarificăm puterea. Pentru scorpion și scorpiuțe. Ia uite. Aici este. Pentru unii, revin sau repet, luați-o cum vreți, 8 și cu 1, 9, vă doriți, dacă vă separați de cineva din trecut, vă doriți să munciți, să aveți putere, inspirație, să deveniți independente, independenți, da? Am văzut și împărăteasa, 9 de monede înseamnă preîmpărăteasa, da? Și aici este provocarea. În plus, încercați să vă adunați puterea într-o direcție pozitivă, da? Valetul de monede. Într-o direcție care vă construiește. Alt mesaj. Personajul despre care am vorbit vrea să-și facă curaj să vină, să vă invite, să vă ofere ceva, să vă invite la o întâlnire, să spună, să exprime ceva. Pentru că a fost multă durere. A fost multă tăcere, au fost lacrimi, a fost așteptare. Cineva a încercat să se detașeze emoțional, dar n-a reușit. Eu cred că nici unul, nici celălalt n-ați reușit să vă detașați. Clarificăm turnul, ca și sfat. Turnul. Pentru scorpion și scorpiuțe. Turnul. Ia uite. Și asta vrea să... ce frumos! Da. Ce s-a dărâmat la un moment dat? Cine a dărâmat? Posibil cineva cu... Există nu neapărat marcaj în balanță, dar există marcaj în casa a șaptea. În casa a șaptea, marcaj pentru unii a legăturilor de lungă durată. Cine a dărâmat o relație între voi și ei, din niște motive, din nevoia de a face bani, am văzut trei de monede, din ego, jocuri mentale sau atracții, tentații, da? Din niște motive sau alte probleme, acest personaj vrea să vină să reconstruiască și să ofere și dragoste. Asul de cupe. Asul de cupe. Aici este. Acceptați că e sfat, da? Acceptați sau primiți, fiți deschiși la dorința cuiva de a reconstrui măcar o prietenie. Poate că la început nu o să fie chiar dragostea aia nebună, dar o prietenie, pentru că asul de cupe vindecă. Cineva vrea să se implice, să o ofere cât ați oferit și voi cândva și n-au oferit ei. Asta e, vindecare. Am zis, asul de cupe înseamnă vindecare. Deci, separarea care s-a produs între voi și acest personaj le-a adus o rană profundă. Și această rană nu o pot vindeca decât împreună cu voi, în comunicare cu voi, pentru că trei înseamnă comunicare. Ia uite, temperanța la capătul setului de cărți, temperanța. Trebuie să aveți răbdare ca acest personaj să se maturizeze, regele de monede. Trebuie să fiți în echilibru emoțional împreună, da? Să vă echilibrați, să vă vindecați. Clarificăm steaua, influența exterioară pentru scorpion și scorpiuțe. Interesant.
Regina de spade și 10 de monede. Mod special pentru unii poate să fie marcaj în vărsător, pentru că steaua înseamnă, nu, ba da, vărsător și avem și semn de aer, dar poate să fie și geamăn, poate să fie și balanță pentru cineva. Însă, în această relație cu acest personaj, deși nu e obligatoriu, dar poate are ascendent, da? Acest personaj, pe de-o parte, a avut o familie de care trebuie să se, a trebuit să se despartă, da? Poate să fie, poate să fie și părinții, poate a stat cu părinții și a trebuit să se separe, da? Ca să stați împreună. Pe de altă parte, își dorește vindecarea, echilibrarea emoțională. Vindecarea este cuvântul esențial între voi doi. Doar voi doi împreună vă puteți vindeca. Da? Și își dorește să comunice, iar am vorbit de comunicare, 3 de spade, eventual să vă facă o propunere, pentru că e valetul de monede, propune ceva, o relație, o colaborare de lungă durată, care să vă ducă eventual către o căsătorie. Acest personaj simte că sunteți predestinați să fiți împreună. Deci e așa o reținere, nu știu de ce am o reținere să zic chestia asta, dar trebuie să o zic, că probabil că este un, pentru că șoc, pentru că turnul este un element șoc, este o înțelegere șocantă și pentru ei, nu doar pentru voi. Și aici este foarte interesant că apare justiția în poziția fricilor. Cei care ați fost în colaborări, în relații, în căsnicii, care s-au dărâmat, care au fost negative, această justiție reprezintă frica de o a doua căsătorie sau frica de eșec dacă vă începeți o relație cu cineva, dacă vă veți căsători, încă e în poziția fricilor. Da? Mai aveți ceva de vindecat. Pentru că n-ați vindecat relația trecutului. Da. Acum, dacă aveți și marcaj în vărsător, cum am văzut pentru unii dintre voi sau dintre ei, există și frica de contracte. Eu personal îi înțeleg. Pentru că nu contractele ne aduc dragostea, ci ceea ce manifestăm noi, da? Acest cuplu în care cei doi se susțin. Dar clarificăm. Totuși, hai să clarificăm. Justiția asta. 3 de monede. Cei care au experimentat relații în care au apărut al treilea element, n-au încredere în așa zisa justiție sau contractele, căsniciile semnate la primărie. Sincer, nici eu n-am încredere în așa ceva și înțeleg. Și ca să se ajungă la căsnicia aceasta, relația aceasta frumoasă, probabil că va necesita mult timp și multe tratamente. Tratamente în sensul că aveți multe de vindecat. Clarificăm 5 de spade în poziția dorințelor. 5 de spade pentru scorpion și scorpiuțe. 5 de spade. 5. Wow. Diavolul și 9 de băte. De ce v-ați dori voi așa ceva? Pentru că pasiunea există, regina de băte, și a fost și o așteptare. A fost o așteptare între voi și acest suflet pereche. Care va dărâma și pe unul și pe celălalt. Clar, a fost tăcerești din cauza asta. Cinci de spade. Am două mesaje, evident, cel puțin două.
Personajul care a dispărut din viața voastră și v-a pus în așteptare și ați trecut prin aceste separări șocante, da? Separări șocante, întâlniri șocante, întâlniri trăsnet, dragoste la prima vedere, da? Și totuși lucrurile nu s-au manifestat în ritmul în care ați fi vrut voi, din niște motive. Personajul care v-a pus în așteptare continuă să aibă o atracție teribilă pentru voi. Voi cred că îi simțiți pe de-o parte. Dar 9 de bâte înseamnă și blocajele pe care le-au întâmpinat ei. 9 de bâte înseamnă și o atitudine în care și voi sunteți precauți. Ieșiți un pic din spatele gardului, nu sunteți total defensivi, dar pentru că sunteți și voi răniți, dar vedeți că are dureri de cap. Și nu doar din cauza acestui personaj, dar și din alte motive. Că scorpionii sunt printre cei mai răniți din zodiac, da? Scorpionii. Nu degeaba s-au născut scorpion sau sunt planete în scorpion. Da? Încercați să fiți un pic atenți și la ce manifestă. Dacă în continuare vor mai avea pe cineva în preajmă, nu cred că vă va fi prea bine să aflați așa ceva și nici voi nu vă veți purta prea frumos. Însă, ce vă doriți? Pe de altă parte, evident, vă doriți să blocați voi 9 de bâte acest joc mental care s-a manifestat între voi și cineva. A fost un joc mental. Ego-ul cuiva. Am zis aici, luptă pentru putere. Că acest personaj de domeniul trecutului sau este din povestea aceea care nu s-a putut manifesta la un moment dat, rămâne de văzut. Însă, în ce sens? Ia, mai dăm și mie. Cum vreți să blocați 9 de bute? Pentru că cine a plecat odată din viața unui scorpion nu prea mai are încredere totală la întoarcere. Poate îi primiți, poate nu îi primiți deloc, dar dacă îi primiți, nu veți mai avea încrederea pe care ați fi putut-o avea la început. Înțelegeți, voi știți că vorbim de scorpioni. Aici este. Vreți să aveți victorie asupra acestor situații toxice, jocuri mentale, blocaje? Pe de-o parte, este un mesaj și se poate referi la orice relație și orice situație din viața voastră. Pe de altă parte, cine s-a jucat, a încercat să se joace cu mintea voastră? Cine a încercat mai mult decât normal să vă ține într-o legătură karmică, în loc să creșteți, da? A menținut lupta pentru putere în loc să vă transformați? Da, ar putea să vină să vă cucerească, să vă recucerească, își dorește acest personaj, dar voi veți manifesta victoria într-o formă sau alta. Clarificăm, te rog frumos. 3 de spade, că e foarte ciudat. A început destul de bine și 3 de spade în viitor. 3 de spade. Vindecarea asta este esențială. Vindecarea, în primul rând, să vă vindecați ego-ul, dragii mei. Ego înseamnă foarte... 3 de spade, taur sau balanță pentru unii, o persoană foarte rănită, foarte rănită. Și totuși, faptul că a apărut împărăteasa arată o victorie asupra situației. Poate vi se va explica de ce s-a manifestat, ce s-a manifestat. Întârzierea, da? Așa zisul, jocul mental, dar poate n-a fost un joc mental, poate cine... Vi s-a părut vouă că s-a jucat cu mintea voastră, a încercat să vă protejeze de alte chestiuni mai toxice, da? Da, acest personaj are... Ia uite, e îndrăgostit, are multă pasiune, a tăcut, nu a exprimat câte emoții, ia uite, 9 și 1, 10, câte emoții simte și ce simte, simte, da? A zis, 10 de monede și 10 de cupe. Simte că împreună puteți fi, ia uite, regele și regina, un cuplu perfect.
dar au fost probleme și în viața voastră și în viața lor. Și e foarte frumos că Venus, într-o formă sau alta, știu, nu e lună, dar vindecă, are calități de vindecător. E ca o mamă. Dacă reușiți să vă conectați la energia aceasta feminină, divină, maternă, și unul și celălalt, chiar dacă sunteți bărbați, puteți să fiți materni într-o formă sau alta, da? Și faceți diferența între atitudinea maternă și paternă. Amândouă sunt protectoare, dar femeia, mama, protejează într-un anume fel, bărbatul altfel, da? Și aici trebuie lucrat, la inimioara voastră. Și acum simt acest trei de spade ca fiind cuplu, inima cuplului. Iată, și aici o inimă, da? Vedeți? E o inimă. Foarte, ce simt? Foarte interesant. Suferința asta v-a făcut să vă iubiți mai mult. Sau cineva să vă... Faptul că a suferit pentru voi, vă iubește și mai mult. Ca și când, imaginea o am de ca și când lovești în piatră, da? Să creezi această inimă. Și în loc să spargi piatra de tot, produci un obiect de artă. Produci ceva deosebit, o valoare, că împărăteasa înseamnă valoare, da? Clarificăm șapte de cupe pentru scorpioni. Și am zis, e o chestiune care ține de comunicare, pentru că aveți cărți, scriere și comunicare. Șapte de cupe. Șapte de cupe. Ia uite, șapte de cupe, magicianul. Vreți să manifestați. Cea mai bună. Cea mai bună versiune a voastră, că doar aveți faetonul, destinul vostru. Și uite, urmează soarele. Ce poate fi mai frumos? Poate că în... Ia uite, la capătul setului de cărți, regele de cupe. O, extraordinar! Regele de cupe și regina de cupe. Și în spate sunt lăsate toate blocajele, da? Ia uite, acest cuplu divin. Fai, ce fiorami! Patru de bâte. Cineva a avut probleme acasă? Da, clar. Dar de când peste asta? Se dorește eliberarea de... atitudini defensive, de conflicte interne, da? Interioare, de blocaje mentale, se dorește eliberarea a voastră, a lor, a cuiva, eu cred că a fiecăruia dintre voi, ca să se manifeste acest vai, vai, am văzut și regele și regina de bâte și regele și regina de cupe, pasiune și emoții, da? Ce frumos! Acest cuplu divin. Și pentru aceasta, cine își dorește, cine vrea să manifeste, este dispus să se implice total. Că n-ai cum. N-ai cum. Dacă vrei să manifesti, trebuie să ai, ce înseamnă total, să ai toate resursele, emoții, gândire pozitivă, energie, adică disponibilitate fizică și simțul valorii. Valoarea fiind această relație. Relația care, odată vindecată, va avea o creștere fantastică. Wow. Iar, uite, acum la sfârșit de etalare, simt o durere în gât. Cred că e o chestie de comunicare. În momentul în care veți vindeca ce nu s-a comunicat și veți învăța să comunicați, dragii mei, din suflet, echilibrați, vindecați, transformați, începe să manifestați, dragii mei, ce? Destinul. Destinul vostru este să fiți fericiți, da? Soarele și împărăteasă. Dar, în primul rând, trebuie să depășiți acest ego. Ego, adicții, frici, obsesii, da? Trebuiesc blocate ca să puteți avea victorie. Sper că v-a plăcut. Să vedem cum o să lipesc, în cât timp lipesc videoclipurile. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, pa!